Bună seara! Astăzi, la concret, abordăm un subiect despre care mai puțin se vorbește în Republica Moldova. Vorbim despre consumul de droguri și măsurile de prevenție ale acestuia. Nu este un subiect tabu, ci un subiect care influențează în mod direct tânăra generație. Potrivit raportului anual al Ministerului Sănătății, consumul și traficul ilicit de droguri reprezintă pentru Republica Moldova o gravă problemă ce influențează dezvoltarea durabilă a țării. Pentru diminuarea efectelor drogurilor, în Republica Moldova sunt aplicate mai multe și diverse programe de prevenire și combatere a consumului de droguri, cât și traficul ilicit de droguri. Despre legile și politicile antidrog, despre ceea ce presupune impactul asupra drepturilor omului, care este situația în Republica Moldova la capitolul consumului de droguri, ce programe au fost implementate și sunt ulterior planificate a fi implementate, despre situația în rândul adolescenților la această problemă, despre disponibilitatea serviciilor de consiliere și tratament a persoanelor dependente de droguri, discutăm în această seară cu Nicoleta Hriplivâi, avocat Asociația Promolex. Bună seara! Bună seara! Doctor conferențiar universitar Maria Vârlan, decana Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială a Universității Ion Creangă. Bună seara! Bună seara! Iurie Osoianu, vicedirector general CNAM. Bună seara! Bună seara! Ion Țurcanu, șef Direcția Investigații Infracțiuni Legate de Droguri, IGP, Ministerul Afacerilor Interne. Bună seara! Bună seara! Și vă mulțumim pentru prezența domniilor voastre în platoul emisiunii noastre Concret. La un subiect atât de important pentru o societate, pentru Republica Moldova, consumul de droguri și traficul ilicit de droguri. De fapt, nu este o problemă doar pentru Republica Moldova, drogurile sunt o problemă pentru întreaga lume. Până a trece la desfășurările de rigoare acestui subiect, să le luăm pe rând ce presupun aceste droguri, care sunt substanțe fie lichide, solide, ori gazoase, ca stare și influențează în mod direct activitatea sistemului nervos, activitatea creierului, creind această dependență și schimbând percepția lumii în mod real. Astfel, doamna Vârlan, ce stări provoacă drogurile asupra comportamentului oamenilor, persoanelor și de ce nu să le luăm și ca vârstă? Pentru că vârsta este un indicator care lasă loc de interpretare în ceea ce înseamnă dependența la care se ajunge. Într-adevăr, drogurile sunt cele care, odată fiind introduse în organism, îi modifică întreaga funcționare a organismului, modifică imaginea persoanei despre sine și, așa cum ziceați, modifică imaginea despre realitatea înconjurătoare. Consecințele consumului de drog sunt foarte mari. Deci vorbim despre consecințe la nivel de sănătate fiziologică, dar vorbim despre consecințe în plan emoțional și comportamental. Și aici putem adăuga sau evidenția anume în rândul tinerilor, atunci cei care inițiază consumul sau cei care deja au probleme cu consumul de drog. Și sunt mai vulnerabili. Și, da, de faptul că ei sunt vulnerabili sau care vârstă este mai vulnerabilă pentru consumul de drog, într-adevăr vom menționa vârsta preadolescentă-adolescentă, însă ne-am convins prin cercetările pe care le-am realizat și prin acțiunile pe care le avem realizate deja de o perioadă lungă de timp că trebuie să începem prevenirea consumului de drog chiar de la vârstă preșcolară, școlară mică, pentru că aceasta este vârsta indicată pentru a crea comportamente morale și pentru a interioriza valori morale. Ori putem vorbi la vârsta adolescentă despre dauna drogului, putem să le aducem informații și să vorbim ce este bine și ce nu este bine, dar atâta timp cât încă ei nu au formate modele și valori morale, discuțiile vor fi în zadar. Ați menționat clar că consumul de droguri aduce schimbări, da, în comportament, dar mai cu seamă schimbări la nivel de fiziologie
așa, influențând direct sănătatea mentală. O persoană care a început să consume droguri este la un pas următor de o dependență față de droguri. Astfel, o persoană cum poate lupta cu această dependență? Care ar fi acele căi pe care le putem aduce atenției telespectatorilor noștri? Când vorbim despre dependență, vorbim probabil despre o nevoie acută. Și dacă vorbim despre dependența de drog, o nevoie acută de utilizarea acestui drog, dar diferențiem nevoie fizică, dependență fizică și dependență psihică sau psihologică. Ambele cumva ele sunt într-o interrelaționare. Nu vom găsi o persoană cu o dependență fizică fără cea psihică sau invers. Dacă vorbim despre dependența psihologică sau psihică, atunci persoanele simt nevoie de a consuma drog pentru a rezolva unele probleme de ordin emoțional. Dacă vorbim despre dependența fizică, atunci persoanele dependente de consum simt nevoia în urma unor modificări la nivel de substanțe chimice, vorbim aici despre sevraj, spre exemplu. Dar este foarte important ca să ajutăm tinerii să nu ajungă la această dependență, pentru că deja ajunși și la consumatorii la dependență, aici vom vorbi despre intervenții specializate, despre intervenții integre, despre implicația medicului, implicația psihologului, implicația asistentului social sau într-un sistem. Probabil accentul nostru trebuie să fie pus mai mult pentru a preveni de a se ajunge la această dependență. Da, să le facem și într-o delimitare, să le aducem într-o delimitare. Dependența este un termen cu care ne ciocnim și întâlnim frecvent. Dependență poate fi de zahăr, dependență poate fi de ciocolată, dependență poate fi de televizor ori telefon. Știm că această dependență produce o stare în ceea ce înseamnă biochimismul la nivel de creier, da? Cu secreția acelor hormoni, da? Dopamina, oxitocina, producând aceste cărări neuronale la nivel de creier, este un proces comun dependențelor. Dar ce face diferența dintre dependența de drog și alt tip de dependență? Comportamentul de consum a drogurilor este un comportament adictiv sau unul care formează dependență, similar cu comportamentul adictiv, ce ar însemna consum de tot felul de internet, jocuri de noroc, cafea, ceai, ciocolată sau. Și aici vom vorbi despre această dependență fizică și psihică, dar diferența o face riscul acestor dependențe pentru persoana consumatoare și pentru cei din jurul consumatorului. Doamna Hriplivâi, Asociația Promolex, în parteneriat cu mai multe organizații ale societății civile naționale și internaționale, au elaborat un raport privind legile și politicile antidrog și impactul acestora în privința drepturilor omului. Mai în detaliu, ce ar presupune acest raport și ce probleme înregistrează la acest capitol Republica Moldova? Da, noi ca societate civilă, în parteneriat cu multe alte organizații, încercăm să ajutăm statul să cumva să impulsionăm modificările pe care le așteptăm în societate și care vor avea careva schimbări pozitive în privința consumului de droguri. În ianuarie 2022, Moldova va trece următorul examen din 2016, următorul examen privind respectarea drepturilor omului la nivel național, care va fi efectuat de către Consiliul ONU pentru drepturile omului. Acest mecanism am decis să-l utilizăm, l-am utilizat foarte mult, adică din 2016 încoace, pe mai multe domenii, pentru a aduce acele schimbări cu ajutorul recomandărilor pe care urmează să le formuleze membrii Consiliului ONU pentru drepturile omului, adică alte state, Republicii Moldova. E ca un fel de schimb de practici pozitive la nivel internațional. La nivel mondial se încearcă să schimbe abordarea referitor la consumul de droguri. Consumul de droguri este o boală și acest lucru este deja recunoscut la nivel mondial, este introdus în clasificatorul internațional a OMS privind maladiile, respectiv cu acest consum trebuie să luptăm anume
prin prevenția acestei maladii și nu să pedepsim sau cumva să criminalizăm această problemă sau acest consum de droguri. De aceea, noi încercăm cu ajutorul autorităților, bineînțeles, în primul rând am constatat că această problemă există. Noi am constatat cu regret că autoritățile luptă cu consumul de droguri, adică cu acele victime a traficului de droguri. Adică accentele se pun cumva pe persoanele care suferă de această maladie în rezultatul traficului de droguri, care îl avem cu regret la nivel internațional și local. Respectiv, statul cumva instrumentează sau pedepsesc mai cu seamă consumul de droguri, consumatorii de droguri, în raport cu traficanții de droguri. Dacă să luăm statisticile oficiale, vom remarca și vom observa acest lucru, este recunoscut inclusiv de Procuratură, de Centrul Național Privire Anticorupție, care în raportul său a constatat că 70% din totalul dosarelor pornite, instrumentate pe droguri, sunt împotriva consumatorilor, adică consumului de droguri. Circulație, deținere asupra sa a drogurilor fără scop de înstrăinare, adică asupra consumului. Și 28-26% sunt doar împotriva traficului propriu-zis de droguri. Adică ar trebui cumva să schimbăm acest coraport de pe care l-am constatat. Domnule Turcanu, în expunerea dumneavoastră în cadrul Inspectoratului General de Poliție există și o direcție antidrog. Care este menirea și care sunt sarcinele acestei direcții? Ce acțiuni întreprinde poliția într-o informarea și de ce nu prevenirea consumului de droguri? Cum ați menționat, direcția antidrog sau cunoscută ca antidrog este o direcție specializată pentru combaterea traficului ilicit de droguri. Pe lângă menirea de a combate traficul de droguri, noi suntem și reprezentăm Secretariatul Comisiei Naționale Antidrog în componența Guvernului și suntem responsabili de implementarea politicilor în domeniul antidrog. Realizarea strategiei naționale antidrog și inclusiv și a planurilor de acțiuni la nivelul Republicii Moldova. Să trecem pe plan de acțiuni. Realizări care au fost reușite a fi făcute în Republica Moldova și ce se mai propune a face în acest sens? Dacă vorbim de strategie națională antidrog și de planurile de acțiuni, ca persoane, ca participanți în realizarea acestei strategii sunt instituțiile statului și societatea civilă. Strategia noastră este, să spunem așa, o strategie destul de balansată, care prevede domeniile de bază, reducerea cererii de droguri, reducerea ofertei de droguri, reducerea riscurilor asociate consumului de droguri și pe fiecare domeniu de responsabilitate sunt desemnați actorii care nemijlocit îndeplinesc atribuțiile pe aceste domenii. Nu pot să vă spun acum care sunt reușitele noastre, dar pot să menționez că acum, anul acesta, se finalizează implementarea planului de acțiuni 2020-2021. În proporție de 80% el este realizat. Urmează să fie elaborat la începutul anului următor raport cu privire la realizarea acestui plan. Și acum suntem la etapa elaborării unui plan de acțiuni nou pentru implementarea cu succes a strategiei naționale antidrog. Dacă să vorbim de măsurile de prevenire în domeniul consumului de droguri sau a traficului de droguri, poliția este permanent implicată în diferite campanii care să descurajeze consumatorii de droguri, să nu recurgă la consumul de droguri. Mai mult ca atât, așa cum s-a vorbit și acum în platou, pe lângă faptul că noi suntem obligați să respectăm legislația și așa cum este prevăzut în legislație să o aplicăm corect, noi suntem și pentru a decriminaliza consumul de droguri, dar pentru implementarea unei justiții terapeutice în Republica Moldova. Conform codului contravențional, într-adevăr, consumul de droguri și posesia drogurilor în scop de consum personal este pedepsită și se aplică o amendă respectiv pentru aceste acțiuni. Este și o prevedere, alineatul 2, prevede că în cazul în care persoana binevol predă, transmite drogurile care le are în posesie, el este izbăvit de răspundere pentru această faptă comisă, dar mai sunt și anumite acțiuni prevăzute, precum ar fi
trecerea unui tratament medicamentos sau adresarea către un specialist. Ce ține de măsurile alternative încarcerării, noi la momentul de față suntem în proces de a elabora aceste măsuri, această justiție terapeutică să fie implementată în Moldova, cu crearea unei instituții la nivelul statului care să fie responsabilă de consumatorii de droguri, pentru că noi acum, într-adevăr, ne confruntăm cu situația când poliția depistează și pedepsește, dar mai departe cu aceste persoane, cu acești consumatori de droguri, nu se lucrează. În cadrul dispensarului Republican Narcologie, programele care sunt focusate pe consumatori anume de droguri, ei nu au o careva obligație de a frecventa aceste programe. Nu se pun careva interdicții sau limite pentru pacienții care beneficiază de aceste programe. Și respectiv, noi ne trezim cu aceiași consumatori în stradă, cu aceleași probleme a lor. Problemele lor nu sunt rezolvate. Ba, din contră, au mai multe probleme atunci când se întâlnesc cu poliția. Aș vrea să adaug la cele spuse de domnul Țurcanu. Totuși, societatea civilă, partenerii internaționali, optează mai mult pentru decriminalizarea consumului de droguri și aș vrea aici să fac o remarcă, să facem diferența dintre decriminalizare și legalizare. Decriminalizarea se are în vedere excluderea acelor măsuri punitive, și oferind alternativă la condamnarea consumului de droguri. Deoarece, potrivit același cod penal, consumul de droguri prevede o pedeapsă atât amenda, care este una destul de mare pentru un consumator de droguri, deoarece cunoaștem în linii generale consumatorul de droguri sau nu activează sau duce lipsa de finanțe, mijloace financiare, respectiv suferă nu doar el, dar și întreaga familie, membrii familiei. De aceea, la nivel internațional, se optează elaborarea unui concept de alternative în raport cu pedeapsa în genere pentru consumul de droguri. Adică statul este obligat să-i ofere o alternativă de tratament și reabilitare în schimb la această pedeapsă. Adică pedepsând persoana, inclusiv cu amendă sau cu detenție, noi nu rezolvăm această problemă. Ori statisticile arată anume acest lucru. Consumul, inclusiv în Republica Moldova, crește, este mult mai tânăr decât a fost anterior, adică din date neoficiale, de la 30.000, alte date neoficiale arată 80.000 de persoane consumatoare de droguri. Dintre aceste persoane, o mare parte sau majoritatea sunt tineri. În opinia dumneavoastră, care sunt factorii influențează această creștere? Lipsa, eu aș spune în primul rând, lipsa unei abordări, unui concept la nivel de stat, ce înseamnă consumator de droguri. Este o boală și acest lucru trebuie să fie mediatizat, explicat, ca atât autoritățile, organele de drept să înțeleagă, fiindcă noi avem aici problemă și la nivel de înțelegere, de percepție în instituțiile statului, ce înseamnă un consum de droguri sau o dependență de droguri. Și al doilea moment, lipsa tratamentului reabilitării acestor persoane, deoarece detoxifierea aceea de 10 sau câte zile, eu nu sunt medic, nu schimbă situația, adică nu rezolvă absolut cu nimic. Îl detoxifiezi, îi dai drumul și mai departe ce se întâmplă. Noi avem ONG-uri care foarte bine au programe, care implementează, dar dacă facem raport cu numărul de persoane care au nevoie de această reabilitare, este infim de mică numărul, adică posibilitatea acestor ONG-uri. Statul este obligat să ofere această reabilitare și alternativă, adică reabilitare și tratament eficient fiecărei persoane care are nevoie. O altă inițiativă importantă la care tindem să aducem o accentuare în plus și un semnal este un proiect realizat de către Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială a Universității Ion Creangă, desfășurat în parteneriat cu Campania Națională de Asigurări în Medicină. Ceea ce prevede combaterea și prevenirea consumului de droguri, educația contra drog. Spuneți-ne, vă rog, doamna Verlan, ce acțiuni prevede acest proiect și de ce este necesară derularea unor asemenea inițiative în Republica Moldova?
Mai devreme ne întrebați ce trebuie să facem pentru a preveni sau pentru a diminua problema consumului de drog. Păi, iată, noi prin acest proiect venim să prevenim, prin acțiunile acestui proiect venim să prevenim consumul de drog în rândul copiilor și adolescenților. Considerăm că trebuie făcut acest lucru în instituțiile de învățământ, pentru că, având câteva argumente, în primul rând, a preveni înseamnă a educa. Pe urmă, consumul de drog este un comportament de grup, iar unde, dacă nu în instituțiile de învățământ, avem parte de aceste grupuri sau aceste inițiative de grupuri de copii și tineri care experimentează consumul de drog. Pe urmă, cel mai ușor acces îl avem în școli la copii și adolescenți. Și de asta inițiativele noastre de a face acest lucru în instituțiile de învățământ sau pe aceste argumente s-au bazat aceste inițiative. În cadrul proiectul îl implementăm împreună cu organizația neguvernamentală Centrul Internațional de Prevenire și Informare în domeniul adicțiilor. Avem planificate și realizate deja o mare parte din acțiuni. Deci noi am elaborat un ghid pentru copii și adolescenți, pericolul drogurilor. În această carte am inserat întrebări culese de-a lungul anilor de la copii și adolescenți cu referire la drog și un grup de specialiști a construit răspunsuri accesibile în limbajul lor și le-a pus aici în carte. De asemenea, am elaborat un manual pentru specialiști, medici școlari, medici de familie, psihologi, cadre didactice, asistenți sociali, cu referire la consumul de drog, prevenirea consumului de drog la adolescenți. Vreau să zic că aceste cărți au recenzii de la Universitatea din București și de la Universitatea din Moscova, adică sunt recenzate în acest sens și cu aceste materiale mergem în școli. Organizăm lecții pentru copii și adolescenți, organizăm lecții pentru, ziceam, medici, cadre didactice. Există o echipă de specialiști sau o echipă multidisciplinară, suntem psihologi, medici, cadre didactice, asistenți sociali, echipă care implementează proiectul. 15.000 de copii vor avea în casa lor un astfel de ghid, 1.500 de specialiști vor avea în casele lor sau pe mesele lor de lucru acest manual. Și prin asta ne dorim ca să, ziceam, la nivel de informare, dar lecțiile pe care le organizăm cu adolescenții și copiii și adolescenții au ca scop această informare și nu doar. Intenționăm să dezvoltăm la copii și adolescenți abilități de a spune nu, un nu hotărât atunci când sunt provocați sau li se propune să acest consum din partea prietenilor. Să știți că ne-am convins, fiind psiholog de profesie, ne-am convins că este foarte important acest factor de risc la nivel cognitiv. Atunci când persoana are niște convingeri cu referire la consuma sau la nu consuma drog, sau acestea noi le numim așteptări. Așteptările sunt cele mai puternice convingeri și este greu să lupți cu ele. Iar dacă așteptările sunt pozitive cu referire la consumul de drog, ori persoana se așteaptă ca consumul de drog să-i rezolve niște probleme, depresie, anxietate, neliniște, un conflict cu părinții, o decepție în dragoste, atunci consumul este inevitabil. De asta, iată, aici, la nivel de cogniție, trebuie să lucrăm și asta încercăm să facem cu adolescenții. Domnule Usoianu, Compania Națională de Asigurări în Medicină s-a angajat să financeze acest proiect Educația contra Drog. În opinia dumneavoastră, de ce considerați că este important să se pună accent întâi de toate pe educație? Compania Națională de Asigurări în Medicină are un fond aparte, fondul de profilaxie, care procură servicii de la prestatori în unele domenii de politici care sunt elaborate de către Ministerul Sănătății și priorități. În cazul dat de către Guvern, de către Ministerul Sănătății, s-a pus ca scop pentru anul 2021 și prioritate, deci informarea
persoanelor care pot fi pasibile pentru întrebuințarea drogurilor. Și în cazul dat, deci, a fost anunțat un concurs pe bază de proiecte și de acum ONG-ul care de acum a fost declarat câștigător pentru domeniul dat, a început activitatea din luna august și are contract cu noi până la 31 decembrie. Deci pentru proiectul acesta se prevede în primul rând informarea copiilor, adolescenților referitor la riscul care îl aduce drogurile și în primul rând riscul este de a deveni dependent. La ziua de astăzi în țară tot organizațiile non-guvernamentale au estimat că numărul de persoane care folosesc droguri sunt în jur de 120.000. Asta este o cifră destul de masivă. Din trânși, în jur de 31.000 de persoane sunt dependente de droguri. Și noi trebuie să facem ca această cifră să se micșoreze an de an, dar să nu se mărească. Din păcate, noi vedem că datele statistice ne arată că cei care întrebuințează droguri sunt de o vârstă mai tânără. Dacă prin anul 2018 erau 17-18 ani, acum de acum sunt persoane care 14, 15, 16 ani. A fost identificat și o persoană de 9 ani care folosește de acum droguri, de atâta trebuie să mergem în primul rând spre prevenție. Dar tratamentul pentru consumatorii de droguri este acoperit și asigurat de către CNAM? Da, în afară de prevenție, care discutăm noi acum că este principalul, noi procurăm servicii începând cu asistența medicală urgentă prespitalicească, deci în cazul când este o urgență în domeniul dat, dar poate să fie urgență, este asigurat de către stat. Este vorba despre asistența medicală primară la nivel de medic de familie, care are grijă de toată familia și poate să informeze familia, adică una din activitatea medicului de familie este tot prevenția, cât și evidența acestor persoane, îndreptarea lor la tratament, la specialist. Avem asistența medicală specializată de ambulator, unii sunt specialiștii în domeniu și activează la nivel de ambulator, cât și asistența medicală spitalicească la nivel de dispensarul republican de narcologie, care pentru anul 2021 noi am contractat în jur de 50 de milioane de lei această instituție, iar la nivel de populație, așa să spunem, avem 41 de centre prietenoase tinerilor, unde tot sunt deschise pentru discuții, pentru a informa tineretul, adolescenții, referitor la una din activități sunt folosirea drogurilor. Deci și la acest compartiment noi avem finanțat în jur de 31 de milioane de lei pentru aceste centre. Totodată sunt și centrele de sănătate mentală care tot identifică persoanele, inclusiv adolescenții, care pot fi pasibili pentru folosirea drogurilor. Deci, dacă ne uităm la general, parcă activități și finanțări sunt destule. Din păcate, rezultate nu prea avem. Și din motivul că în rândul acestor consumatori de droguri sunt copii, alături de noi este psihologul Liceului Teoretic Orizont din Chișinău, care desfășoară mai multe activități de prevenire a adicțiilor în rândul liceenilor. Bună seara, doamna Pânzari! Bună seara! În cadrul instituției dumneavoastră, dirigenții claselor a 8-a-12 au fost instruiți și desfășoară lecții de prevenire a adicțiilor. Spuneți-ne, vă rog, în ce constau aceste lecții și ce mesaj trebuie să fie promovat de către profesori, către elevi? Nu, din start, desigur, au fost informați, au fost desfășurate seminare, lecții informative cu cadrele didactice din instituție, care au fost instruiți, în primul rând,
ce ține de noțiunile generale despre droguri, statisticile care sunt la moment în Republica Moldova și peste hotare. Sigur că au fost prezentate și unele momente cum să recunoaștem noi că copilul folosește, da, unele substanțe sau consumă la nivel de recunoaștere. Au fost prezentate unele metode și tehnici de educație pentru prevenirea consumului de droguri și, desigur, accentul nu trebuie să punem pe drog, da, că, uite, este să le explicăm ce tipuri de droguri sunt sau, dar mesajul ar fi să promovăm modul sănătos de viață și, desigur, că trebuie să lăudăm copiii că au acest mod de viață sănătos și dependența de droguri poate deveni un obicei negativ, rău și este foarte greu să ne debarasăm de acest obicei. Știm că copiii sunt supuși frecvent diferitor pericole în care pot fi atrași chiar de semenii lor din cartier. Pentru a preveni aceste cazuri nefaste, ce măsuri trebuie să ia atât, pe de o parte, elevul, părintele, cât și cadrul didactic? Sigur că noi realizăm mai multe activități în parteneriat școală, familie, comunitate, care de fapt este un obiectiv principal în educația copiilor sau adolescenților în școală și realizăm mai multe activități de informare a elevilor, a părinților cu privire la diverse tematici și subiecte sunt abordate în cadrul acestor întâlniri, dar este foarte important să ținem o legătură strânsă cu familia elevului și să încercăm să comunicăm părinților și să încercăm să abordăm diverse momente, mai ales atunci când observăm că comportamentul elevului se schimbă. Spre exemplu, a fost un elev cu o reușită foarte bună, dar scade la învățătură sau îl observăm că este mai apatic, o motivație scăzută. Atunci, evident că ține o relație această strânsă cu părinții și încercăm să depistăm care este problema și să intervenim ca să nu avem de soluționat ceva mai grav. Trăim printr-o perioadă în care comunicarea directă cumva este una absentă în zilele de astăzi. S-a trecut mult pe comunicarea în cadrul rețelelor de socializare, unde pot să se ciocnească iarăși de pericole acolo, unde pot nimeri în grupuri, unde pot fi promovate anumite oferte. În opinia dumneavoastră, cum putem lupta cu acest fenomen, la ce trebuie să atragă atenția părinții și cum acest lucru poate fi promovat și în cadrul instituțiilor de învățământ? Desigur că este destul de important ca să observăm la timp în ce grupuri sau în care grupuri fac parte elevii noștri sau copiii noștri. Dar aș spune că este foarte dificil să depistăm acest lucru, fiindcă ei se află la vârsta de adolescență atunci când distanța între ei și noi cei maturi este foarte mare. Chiar nu de mult am fost martor când a fost un prieten de familie inclus în un grup de acest gen, unde se propun în mod deschis ca să participe, să cumpere droguri, să participe în calitate de cel care le realizează ca să câștige unele surse financiare. Și de aceea în școală evident că prin comunicare cu ei, fiindcă semenii deseori vin la psiholog sau la diriginte și comunică că uite, am văzut că colegul meu X vede, spre exemplu, este în grupul acesta sau am observat aceste lucruri și numai prin comunicare, cred. Dar la nivel de național, la nivel de stat, cred că trebuie ceva de întreprins, fiindcă înțeleg că este foarte dificil să-i depistăm aceste grupuri și să depistăm anume moderatorii grupelor ca să putem să facem ceva în acest domeniu. Din 2005 dumneavoastră ați fost încadrată în serviciul psihologic al liceului. Până acum, ce acțiuni concrete ați reușit a realiza
într-o combaterea cumva acestui fenomen prin educația antidrog? Deci, desigur, realizăm foarte multe activități cu elevii și, în primul rând, parteneriatele cu alte instanțe. Chiar am trecut peste ele și deci facem parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției. La diverse campanii a fost campania Alege Viața, Eu iubesc viața, spun drogurilor nu. Deci reprezentanții au fost la noi în liceu și au discutat cu elevii, cu Centrul Prietenos Tinerilor, deci Amigos din sectorul Buicani, la fel, deci discutăm și abordăm temele despre abuzul de substanțe și iarăși care sunt consecințele și cum putem să stopăm aceste comportamente. Lecții informative cu reprezentanții Direcției Antidroga, Inspectoratul Național de Investigații. Am avut întrevederi, un seminar foarte interesant pentru elevi, fiindcă au fost difuzate și unele filme de scurt metraj despre producerea drogurilor, în ce condiții mizerabile sunt realizate. Și activități de prevenire au fost realizate și în parteneriat cu părinții, fiindcă avem reprezentanță diversor structuri în instituție și iată reprezentantul Centrului de Medicină Preventivă a venit cu iarăși lecții informative pentru copii. La fel, promovăm modul sănătos de viață, realizăm diverse întâlniri cu personalități celebre din Republica Moldova. În cadrul acestor întâlniri, evident că sunt realizate diferite sau abordate momentele sănătății și aici realizărilor care au fost și date datorită a căror aspecte au fost realizări și, evident, că planuri pentru viitor. Și din experiența dumneavoastră, care sunt sfaturile pe care le aduceți dumneavoastră telespectatorilor într-o prevenire adicțiilor în rândul copiilor, minorilor? Sigur că pentru părinți și pentru cei care îi înconjoară pe adolescenți și copii este foarte important să fie implicarea activă în educarea copiilor, să oferim un model pozitiv de viață, să practicăm sportul și respectul față de sine, relațiile familiale armonioase, apropiate și unele exemple pozitive, acestea toate sporesc încrederea în adolescentului și sigur că încurajează pe tineri să-și stabilească prioritățile și să ia deciziile corecte în ceea ce fac. Doamna Pânzari, vă mulțumim foarte frumos pentru răspunsurile oferite. Vă urăm toate bune! Mulțumim, o seară plăcută! Statul trebuie să mai facă ceva. Trebuie să facă ceva. Domnule Ciurcanu, ce măsuri întreprinde statul și de ce mai este necesar a fi implementat în Republica Moldova într-o diminuare a ofertelor de droguri în țară? Eu aș vrea să revin și înapoi la ce am realizat noi cel mai bun până la momentul de față și în primul rând aș vrea să remarc că noi am obținut schimbarea percepției polițistului vis-a-vis de consumatorul de droguri. Și dacă acel consumator de droguri cu ceva timp în urmă, 5-10 ani, era considerat infractor, acum, la momentul de față, noi putem vorbi că fiecare polițist a înțeles pentru sine că este o persoană dependentă, bolnavă, care are nevoie de anumită susținere. Fie că este vorba de un ajutor de specialitate din partea unui psiholog, unui medic, fie că se confruntă cu anumite probleme financiare sau de grup, de familie și acolo este necesară implicarea unui asistent social. Aceste probleme se discută foarte intens în cadrul ședințelor Comisiei Naționale Antidrog și a Comitetului. Noi ne-am confruntat pe perioada pandemiei COVID cu deficiențe în activitatea Comisiei și acest lucru este simțit la momentul de față. Când subiectul consumului de droguri și problemele consumatorilor de droguri au fost lăsate cumva într-o parte și toată lumea era focusată pe pandemie și pe alte probleme și mai puțin atenție acestor care de fapt fac parte din viața cotidiană.
La momentul de față încercăm să reabilităm, să schimbăm lucrurile, să desfășurăm aceste ședințe a comisiei, să abordăm subiectele stringente care necesită a fi rezolvate. Implicarea statului și instituțiilor statului în elaborarea unor politici balansate, implementarea acelei justiții terapeutice de care am vorbit, pe lângă faptul că noi avem consumatori sau adolescenți predispuși la consumul de droguri și avem nevoie de a elabora un concept a acelor activități de prevenire, avem și acei deținuți care se eliberează din locurile de detenție, fiind consumatori de droguri și viața lor, într-un fel, oarecare este pusă sub risc că vor nimeri înapoi în acele locuri de detenție. Neavând anumite programe de stat pentru resocializarea acestor deținuți, pentru implicarea în câmpul muncii sau alte condiții care i-ar crea condiții create pentru el ca să nu nimerească înapoi în aceste locuri de detenție. Și toate acestea noi încercăm să le discutăm în cadrul comisiei, încercăm să decriminalizăm într-adevăr ce ține de consumul de droguri prin majorarea acelor cantități de droguri care sunt prevăzute în hotărârile guvernului, de la care începe răspunderea penală. Cam acestea sunt pe undă scurtă pe care ne le dorim să le implementăm. Doamna Hriplivă, domnul Surcanu a invocat mai sus și pandemia COVID-19. Să operăm și cu cifre statistice. În Republica Moldova mai devreme s-a comunicat că numărul persoanelor care apelează la consumul de droguri este în creștere și cu aceste date să vedem și în perioada pandemiei de COVID-19 cum stau lucrurile și dacă acest indicator statistic a fost influențat puternic a persoanelor care consumă droguri sau au început să consume droguri. Pentru că pandemia cu măsurile restrictive ne-a determinat cumva mai mult în zona casei, cartierului să stăm, lasă loc de interpretare în ceea ce pot face sau la ce pot apela tinerii. Da, cu regret nu cunosc statistici, dar problema statisticilor este o problemă națională, în special ce ține de droguri. În domeniul drogurilor, statistica este foarte prost dusă sau, în general, este un sistem la care trebuie să se lucreze. Despre acest lucru ne spune ultimele două rapoarte, aș vrea să le fac publice, adică să se audă despre ele, analiza strategică privind practica organelor implicate în procesul combaterii traficului de droguri, efectuat acest raport de către Centrul Național Anticorupție, în care foarte bine se explică care sunt problemele și că statistica, de fapt, în privința în domeniul drogurilor, este una sub nivelul așteptat. De aceea, atunci când suferă evidența, statistica, nu facem o analiză, respectiv nu putem găsi și soluții bune pentru a combate acest fenomen. Asta e o problemă. O altă problemă, pe de-o parte, da, într-adevăr, pandemia a dat peste cap foarte multe domenii și politici publice, implementarea acestor politici publice și activitatea unor organe, instituții, într-adevăr, este justificat și acest aspect, dar, pe de altă parte, pandemia cumva ne-a oferit și o oportunitate, o posibilitate de a face o analiză, poate, de ce nu, mai profundă la ceea ce se întâmplă în țară, mai ales în domeniul drogurilor. Aș vrea să atrag atenție la o problemă foarte importantă, care mai puțin se discută în spațiu public, dar care este cumva legată de acele alternative pe care noi încercăm cu autoritățile să le promovăm și să le implementăm, alternative la detenție, dar și la pedeapsă pentru consum de droguri, în special sistemul foarte învechit de tratament antidrog în Republica Moldova. Dacă e să vedem care este sistemul oferit de către stat, acel dispensar narcologic care se ocupă sau care ar trebui să se ocupe cu tratamentul, dar și reabilitarea
antidrog. Vom vedea că este un sistem extrem de învechit, se finanțează extrem de puțin, problemele nu sunt scoase la suprafață pentru a fi soluționate, reforma acestui sistem cumva nu se discută public. Recent chiar am făcut o analiză la cei ce publică sau rapoartele care sunt publicate de acest dispensar. Au publicat un registru privind riscurile din 2019-2020 și vom vedea că o parte din riscuri sunt extrem de grave cu care se ciocnește acest dispensar narcologic, adică unica instituție medicală care se ocupă cu tratament și reabilitare în țară. Una din aceste riscuri ar fi, de exemplu, condiții nesatisfăcătoare de îngrijire a pacienților, lipsa standardelor de calitate a serviciilor medicale prestate pacienților cu patologii narcologice, nerespectarea dimensiunilor fundamentale ale calității serviciilor medicale, ce poate fi mai grav, da, când vorbim de calitatea asistenței medicale consumatorilor de droguri. Se planifică anumite acțiuni, dar aceste acțiuni în raport cu problemele care s-au identificat sunt inutile. Adică aceste registre ar trebui să fie examinate la nivel mult mai înalt, la nivel de instituțional, de minister și de ce nu, de guvern, pentru a fi discutate fiecare în parte, de a crea un sistem puternic de tratament și reabilitare a persoanelor care suferă de dependență de consum de droguri, dar și alcoolic, fiindcă noi avem și această problemă. Și după aia, împreună cu autoritățile statului, organele de drept și alte autorități, să facem un plan strategic comun, fiindcă nu putem implementa alternative la pedeapsă fără să avem un sistem foarte bun pus la punct de tratament, deoarece noi ce înseamnă alternativă? Oferim tratament, reabilitare în schimbul pedepsei. Adică persoana să aibă această posibilitate, doar nu îi spunem consumați în continuare, la revedere, nu sunt aceste alternative. Lumea trebuie să înțeleagă. Alternative înseamnă tu propui ceva, tratament și reabilitare și persoana e scutită de răspundere. Cumva îl provoci să treacă acest tratament benevol antidrog. Domnule Osoianu, statul ce metode de profilaxie a consumului de droguri aplică? Deci la nivel de Companie Națională de Asigurări de Medicină, noi am început a activa în domeniul profilaxiei și una din componente era modul sănătos de viață, deci informare referitor la riscul consumului de droguri. Noi am început încă din 2007, când au fost primele proiecte în domeniul dat și aici noi am avut proiecte. Partenerii noștri au fost tot timpul organizațiile non-guvernamentale și aceste proiecte s-au repetat pe parcursul acestor ani. Deci, și avem de acum o practică în acest domeniu. Totodată ne bucurăm că se dezvoltă acești prestatori de aceste servicii, care ei totuși față de instituțiile publice se află mai între consumatorii de droguri. Și asta pentru noi e important, fiindcă de dânșii consumatorii de droguri nu se feresc. Ei sunt în cadrul acestor structuri, lucrează inclusiv și voluntari, din cei care au consumat droguri. Și aceasta, noi vedem că în acest domeniu, lucrul de în domeniul prevenției este binevenit organizațiile non-guvernamentale. Totodată, cum am spus, prevenția este dusă la nivel atât medicina primară de către medicul de familie, cât și de către specialiștii în domeniu. Noi avem o singură instituție, Dispensarul Republican de Narcologie, unde acolo este și, sunt și specialiștii în domeniu și tratamentul. Din păcate, s-a spus care este situația acestei instituții, dar noi, din altă parte, nu avem de unde procura servicii medicale. De adăugat la cele ce am spus, că ca prevenție și ca a controla cumva consumul de droguri, este de acum undeva de 10 ani folosită și metoda de substituție prin metadonă la nivel de dispensar republican, unde noi cheltuim anual câte 1.500.000 de lei. Și, cum am spus, deci cam aceste 30.000 de
consumatori care sunt dependenți sunt în evidența dispensarului republican și la specialiștii în domeniu. Domnule Țurcanu, în circuitul ilicit au fost descoperite și substanțe noi întrebuințate în scopul de a-și crește acea stare de euforie a consumatorilor de droguri. Da? La acest capitol despre consumul substanțelor noi, ce aveți a ne spune? Este adevărat că piața drogurilor a cunoscut de lungul anilor o diversificare a acelor produse care creează dependența. În cazul substanțelor psihoactive noi, acestea s-au dezvoltat sau au apărut pe piața consumatorilor datorită faptului că fiecare stat își duce un registru a substanțelor interzise în circuitul legal. Procesul ăsta de modificare și completare a hotărârilor de guvern sau actelor unde sunt prevăzute aceste substanțe catalogate ca interzise, este unul anevoios. Fiind cunoscut de traficanții de droguri, se optează pentru apariția sau dezvoltarea unor substanțe noi care creează dependența. Ele se consideră inițial ca legale în circuit. Nu poate fi atrasă la răspundere persoana care le răspândește. Și până urmează acest proces birocratic, care durează de la 4 la 8 luni de zile, modificarea și completarea hotărârilor guvernului, studiile de caz, dacă acele substanțe într-adevăr creează dependență, care sunt dozele sau cantitățile de la care începe răspunderea penală. Tot acest proces, tot acest timp decurge în defavoarea instituțiilor statului, respectiv ne trezim cu un număr mai mare de consumatori, un număr mai mare de persoane care necesită asistență din partea autorităților. Aceasta a fost cauza apariției acestor substanțe chimice noi. Și plus la toate, eu aș vrea să remarc că aceste substanțe, cum am menționat, chimice, ele creează dependența uneori chiar de la primul consum. Adică sunt mult mai periculoase pentru sănătatea consumatorului. Da, aceste tendință... măsuri să participăm în dialog comun, doamna Vârlan, aceste măsuri de combatere a consumului de droguri, în opinia dumneavoastră, cât de eficiente sunt? Pentru că mai devreme colegii din platou comunicau pe alocuri, sunt învechite aceste metode care sunt în continuare promovate. Tot ceea ce se realizează la nivel de țară sunt acțiuni foarte importante pentru prevenirea consumului de drog. Noi, zicem, noi cadrele didactice și psihologii ne-am convins de faptul că mesajele care vin către tineri, mesaje bazate pe consecințe privind frica, moartea, dacă veți consuma, veți avea probleme cu sănătatea sau veți putea ajunge și la deces. Sunt mesaje binevenite pentru alt segment de populație, pentru alt segment de vârstă. Ori pentru segmentul de vârstă pe care îl avem noi în vizor, 7-19 ani, ele nu sunt atât de relevante în aspect de modificare de comportament. Și explic de ce. În primul rând, copiii și adolescenții nu se află la un moment în viața lor când mesajele bazate pe frică să le fie lor relevante, pentru că în mare parte acestea se asociază cu moartea. Ori la această vârstă discuțiile, tematica morții nu este pentru ei o tematică relevantă. De asemenea, adolescenții, văzând aceste campanii publicitare prin care se demonstrează moartea în urma consumului de drog, ei le ascultă, însă niciodată nu se gândesc că asta s-ar putea să se refere la ei, la altcineva, numai nu pentru mine. Sunt pentru altcineva periculoase, numai nu pentru mine. Și atunci cum putem crea acele deprinderi de control al consumului de substanțe care producă această dependență? Și atunci, ziceam, în aspect cu acest segment de vârstă,
aceste mesaje sunt mai puțin eficiente. Aici trebuie să venim cu formarea abilităților sociale și emoționale, cu dezvoltarea acestor abilități, cu dezvoltarea la nivel de abilități de rezolvare de probleme. Adolescenții nu pot să-și rezolve, nu știu aș rezolva probleme, ori provocarea pentru a consuma drog tot este o problemă. Și atunci, care ar fi datele din problemă, cum ele trebuie combinate așa încât să rezolv problema aceasta sau să rezist unei provocări, ei asta trebuie să fie învățați. Adolescenții trebuie învățați cum să-și gestioneze propriile stări emoționale. Pentru că ziceam, emoțiile, stările emoționale, stresul, îi duce către consum în mare parte. Dacă rare sunt cazurile care sunt din curiozitate și la început inițial, consumul inițial ar putea să fie din curiozitate, ulterior rezolvarea problemelor, ziceam, de ordine emoțională îi duc către consum. Și iată, adolescenții trebuie învățați să-și rezolve aceste probleme emoționale fără consum în altă, prin altă modalitate. Ce facem cu stereotipurile, doamna Hriplivă, atunci când persoanele care consumă droguri sunt văzute de societate mai mult ca infractori și mai puțin persoane dependente care au nevoie de tratament? Cu stereotipurile, prima metodă care eu văd eficientă sunt campanii naționale de informare. Eu ca persoană, ca cetățean, nu am văzut astfel de campanii masive, nu doar la nivel de poliție, dar campanii masive, panouri informative, la televiziune în continuu să fie rulaj, să meargă diferite emisiuni, publicitate socială și așa mai departe, ceea ce nu este. Dar cine trebuie să elaboreze acest lucru? Adică Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Educației trebuie să lucreze în unison, da? Să vadă această problemă, și să colaboreze. Și probabil dimensiunea media prin asemenea media. Proiecte, emisiuni de informare în detaliu. În detaliu și masiv, adică doar cu emisiuni odată în an sau, eu nu știu, nu va merge. Adică ea trebuie să fie și la media, și publicitate socială și așa mai departe. Inclusiv licee, școli, într-adevăr, instituțiile de educație trebuie să fie prima țintă unor astfel de campanii. Eu aș vrea să adaug referitor la consumul acestor substanțe psihoactive despre care a vorbit și domnul Țurcan, într-adevăr, este o problemă enormă și se schimbă foarte rapid, deoarece sunt foarte ieftine și accesibile copiilor și aceasta este o problemă foarte serioasă. Aș vrea să atrag atenția, inclusiv, iarăși accentuez, lipsa de colaborare între ministere și între instituțiile înalte din stat. De exemplu, noi avem, într-adevăr, persoane care consumă substanțe narcotice injectabile, opioide, sunt substanțe de altă, nu psihoactive, dar de altă, adică nu sintetice, dar de altă natură. Noi avem protocol medical clinic și avem program de tratament implementat cu substituția acestor substanțe prin alte substanțe psihoactive, cum ar fi metadonă și buprenorfen. Da? El se aplică, sunt pacienți, persoane consumatoare de droguri care beneficiază de acest tratament. Chiar și dacă, în concluzie, da, ați vrea dar, să dar problema cu substanțele psihoactive, care sunt deja ocupă un teren mult mai mare, noi nu avem un protocol clinic, adică noi nu avem uniformizat tratamentul consumul acestui substanțe. Adică este o problemă la nivel de Ministerul Sănătății. Nu se discută, nu se caută soluția. De ce? În concluzie, mai este de lucru și foarte lucru mult prin consolidarea tuturor actorilor statului într-o cumva combaterea. În aceeași ordine de idei, în concluzie, domnule Osoianu, ce trebuie să comunicăm public într-o cumva diminuarea acestui fenomen care duce la boli a unui stat, pentru că societatea este influențată direct și statul cumva reflectă această maladie în cifre despre care, iată, comunicăm în asemenea emisiuni care sunt realizate cu scop direct de informare a populației. Deci eu vreau să vă spun că acel proiect care noi îl finanțăm acum, care are genericul educație contra drog, e taman acea informație care trebuie prezentată adolescenților, care trebuie să știe că problema drogului este dependența și în cazul când ești în față cu drogul, trebuie să știi cum să te comporți.
fiindcă el nu poate, persoana nu poate fi ferită de către această substanță care este între noi și el când se întâlnește cu asemenea situație, trebuie să știe comportamentul cum să fie, viitorul să știe că provoacă dependența, iar dependența e o situație foarte gravă pentru o drogă. Domnule Turcanu, fraza dumneavoastră de final. Consolidarea capacităților, instituțiilor statului și dialog. Și doamna Verlan, mesajul dumneavoastră pentru cei care ne urmăresc, la ce aspecte să atragem atenția pentru diminuarea ratei de consum a drogurilor în Republica Moldova? Educație contra drog. Educație contra drog. Stimați invitați, vă mulțumim frumos pentru prezență și expunere în această seară. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția emisiunii de azi, consumul de droguri. Consumul de droguri este o problemă gravă pentru întreaga lume și mai ales pentru Republica Moldova, ca stat mic care operează cu cifre mari în ceea ce presupune numărul persoanelor ce consumă droguri. Importantă este comunicarea, importantă este educația. Să desteoretizăm, stereotipizăm acest fenomen și doar așa, prin implicare comună, putem reduce din numărul persoanelor care merg spre a consuma droguri. Vă urăm toate bune și până la o următoare întâlnire.